Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să-ți povestesc un pic despre ce a făcut medicul ăla de la doamna doctor de la Oradea, Flavia Comășan, cred că o cheamă, sper să nu greșesc. Și avea să-ți explic ca să înțelegi cumva de ce ce a făcut ea e o chestie specială și o chestie pe care nu are curajul să facă toată lumea, adică nu orice medic are curajul să facă treaba asta. Și o să vă explic un pic ca să înțelegeți că doamna s-a pus cumva împotriva sistemului. Și asta deranjează. Ea n-a respectat protocoalele alea de care se tot vorbește. Adică auzim de când e cu virusul ăsta, cu nenorocirea asta care ne-a cuprins de un an și ceva. Tot auzim de protocoale. Și protocoalele alea sunt, în termen medical, sunt ca niște proceduri de la voi din firmă. Adică sunt niște chestii care să spună ce să faci și ele sunt importante nu din punct de vedere medical, cât mai mult din punct de vedere juridic. Pentru că medical, practic, ți-e vine și îți spune un GIGEL sau un Ministerul Sănătății în cazul ăsta, sau Direcția de Sănătate Publică, județeană sau care o fie, băi, tu trebuie să faci așa. Adică în cazul ăsta, tu faci lucrurile așa, de fiecare dată. Da? E ca la companie, când ai o procedură și zice, băi, tu ca să faci chestia asta, trebuie să urmezi pașii ăștia. Pașul 1, pașul 2, pașul 3, pașul 4, pașul 5, pașul 6, pașul 7 și tot așa. Da? Și tu trebuie să faci aia. Dacă la sfârșit iese bine, dacă la sfârșit nu iese iară bine, înseamnă că trebuie modificat protocolul. Da? Și e foarte posibil să se întâmple așa, ca la orice procedură, adică la un moment dat s-ar putea să iasă, la un alt moment dat, ținând cont că lucrăm cu oameni aici, nu lucrăm cu procese, nu lucrăm cu mașini, așa cum se întâmplă în companii. Și e foarte posibil ca finalul, rezultatul, aplicând aceeași procedură și aceleași instrumente, finalul să fie diferit. Și e foarte posibil să se întâmple treaba asta. Bun. Tu acum ca medic, dacă decizi să nu respecti protocolul respectiv și vrei tu să faci altceva și îți iese, probabil că nu o să fie o mare problemă. Pentru că n-a murit nimeni, nu e nimeni vătămat, nu depune nimeni plângere împotriva ta, e tăcă. Dar dacă nu îți iese, atunci e o mare problemă juridică și o mare problemă de profesional, de capabilitate profesională, zic ei. Da? Pentru că tu n-ai respectat ce ți s-a spus. Adică tu trebuie să fii un prost care să respecti ceea ce ți se spune. Nu respecti ceea ce ți se spune și ți iese, mai discutăm. Dacă nu pui în pericol sistemul, pentru că s-ar putea să pui în pericol sistemul, pentru că în cazul ăsta, lumea vine și zice, bă, dar de ce nu face toată lumea ce a făcut tipul aia de la Oradea? Dacă i-a ieșit și i-a ieșit atât de bine, ce nu face toată lumea? Voi de ce nu faceți așa? De ce doar aia e deșteaptă și voi sunteți proști? Da? Și atunci tu pui în pericol tot sistemul. Așa, ce trebuie să vină sistemul să-ți dea una în cap, să bași capul la cutie. Să zici, bă, fac ca protocoale sau dacă nu faci pe protocoale, măcar tași dracu de gură. Nu mai fă atâta scandal, nu mai ieși în față. Da? Cam asta s-a întâmplat. Adică de asta a venit colegiul medicilor și a spus, băi, voi, tu n-ai respectat protocolul, te judecăm, îți dăm două după ceafă, te tragem de urechi și tot așa. Da? Adică un semnal, bag capul la cutie și măcar dacă nu respecti, tași dracu de gură, nu mai fă scandal. Că o să vină proștii ăștia pe care noi facem protocoalele astea, se întrebă dacă aia a făcut voi, de ce nu faceți? Da? Cam despre asta e vorba. Protocolul ăla și ca și procedura are efecte foarte mari din punct de vedere juridic. Pentru că pe baza ei te poate trata, te poate băga la zdup, la pârnaie. Da? Adică zice, bă, noi ți-am să faci așa, tu n-ai făcut așa, e clar că n-avea cum să iasă dacă noi ți-am să faci așa și tu n-ai făcut așa. Da? Fără să mai conteze că, de fapt, protocolul ăsta se referă la oameni și scuze și nu la mașini și e normal ca anumite chestii să trebuiască să fie ajustate. Bun. Protocoalele astea sunt foarte importante în medicină și o să vă povestesc acum o chestie pe care mi-a povestit-o cumnata mea care e medic. Când a fost în Germania, era studentă, era rezidențiat sau ceva de genul. Și a fost în Germania la o clinică de asta pentru practică. Și acolo versus în România, unde
un doctor care este foarte bun, cam face ce-l taie capul pe el. Acolo sunt protocoale de astea. Proceduri. Și zice, bă, în cazul ăsta trebuie să faci așa, A, B, C, D. A, B, A, B, A, B, A, C, A, D, pașii ăștia. Da? N-ai făcut pașii ăștia, sănătate și la revedere. El, dacă a ieșit din protocoalele alea, nu prea mai știe ce se întâmplă. Da? Adică marea majoritate a medicilor știu protocoale. În momentul când au ieșit din protocoale, nu mai știu ce se întâmplă. Da? Protocoalele astea au avantajul pentru că sistemul nu mai depinde de medici, adică nu mai apare roi, cum apare în România. În România sunt niște medici, așa zis, eroi. De exemplu, dacă vrei să te operezi de apendicită, nu de apendicită, de inimă, te duci la un anume medic, care e erou medicinei. Da? Dacă vrei să te operezi de pe creier, te duci la un anume medic, care iarăși este erou medicinei. Acolo nu mai, nu medicii sunt eroi, ci clinica, spitalul e erou. Da? Adică te duci la un spital pentru că e foarte bun. Pentru că are protocoale bune, pentru că medicii știu, au instrumente și tot așa. România nu. În România medicul este vedeta, nu spital. În momentul în care depinzi de medic, nu poți să automatizezi sistemul, nu poți să-l duci către computerizare, către automatizare, către procedurare, către chestii de genul ăsta. Pentru că medicul ăla zice, băi, eu nu fac așa. Eu fac așa și toată lumea vine la mine că eu fac așa. Este riscant pentru că un spital depinde de medic. A plecat medicul, a căzut spitalul. Ăia de afară, făcând chestia asta cu protocoale și cu totul încasetat, pus acolo, nu mai depinde medici. A plecat medicul, vine altul, care respectă protocolul ăla și care va avea chipurile aceleași rezultate ca celălalt sau apropiate și atunci contează renumele spitalului și a clinicii mai mult decât renumele doctorului. Da? Deci ăsta este avantajul și dezavantajul sistemului, pe lângă chestiunile legale care apar din nerespectarea protocoalelor și existența unor astfel de protocoale. Adică pe baza protocoalelor, procedurilor, înțelegeți chestia asta pentru cei care nu cunoașteți terminologia, ei te pot trage la răspundere juridic pentru că tu nu ai respectat anumite reguli și pentru faptul că n-ai respectat anumite reguli, ești pasibil de pedeapsă. Cam asta este ce s-a întâmplat acolo cu doamna doctor Flavia, care n-a respectat protocoalele respective și a decis, bă, fac altfel. Și altfel ăsta înseamnă că, uite, am obținut niște rezultate. Și rezultatele pot fi foarte bune pentru că este adaptat la om. Și medicina, în mod normal, ar trebui să fie adaptată la om. Adică noi, fiecare dintre noi, suntem diferiți și reacțiile noastre la diverse substanțe, medicamente, factori, stimuli, sunt diferite. Și atunci, automat, rezultatele obținute când aplici asupra unui om și altui om medicamente de genul ăsta pot fi diferite. De asta e bine ca tratamentul să fie adaptat la persoană. De asta s-au inventat și atât de multe medicamente care fac în principiu cam același lucru, dar care sunt adaptate pe diverse persoane. De exemplu, eu când iau antibiotic, iau niște antibiotice vechi. Și au venit și mi-au zis, bă, astea sunt vechi, nu mai sunt bune, ia de asta alte noi, care sunt mult mai puternice. Sunt mult mai puternice, da, pentru că au făcut antibiotice mult mai puternice, pentru că organismul uman a căpătat rezistență la antibioticele alea vechi și nu mai reacționează dacă ai luat foarte multe. Probabil că asta este explicația. Și atunci trebuie să din ce în ce mai puternice, până la un moment dat când probabil că nu o să mai facă față. Asta probabil că se va întâmpla. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici alături de mine pe canal. Dați click pe subscribe și pe clopoțel, vă anunț eu tot mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!